faceți o matematică simplă la mincinosul ăsta care până acum a vorbit. Că 200 de milioane nu știu ce a prânit pe Serebie, că 100 și nu știu cât șoră, ca și dacă faceți o matematică simplă, sumați toate minciunile care le-au vorbit mincinosul ăsta din fața mea, apă acolo ies undeva vreo jumătate de miliard de lei. Pe când, guvernul, prin avizarea sa, da, a lăsat la latitudinea Parlamentului distribuirea, dacă eu nu greșesc, până la 300 de milioane de lei. Am înțeles. 350. Domnul Litvinenko, după asta, doamna ta... Minciunile care le vorbesc aici, ele... Știți cum? Aceste minciuni sunt toxice. L-ați învinuit de minciuni. Domnul Bolea, știți... Mincinos de asta eu am mai văzut. Haideți să ascultăm. De atâta nu vine la ședințele comisiei, că deja s-a săturat de atâtea minciuni și așteaptă până... Domnul Bolea, nu monopolizați, vă rog foarte. Răspunde domnul Litvinenko. Să-i scrie minciuni noi și el să vie să le vă cifereze. Deci acest individ când se vota guvernul Chicu, el habar n-avea și zis miniștri guvernul Chicu, dă-te-am ridicat mâna. Deci domnul Bolea nu știe toate lucrurile care le fac șefii lui de partid. Deci lui îi spune comanda FAS, așa cum Dodon îl priponește, îi dă drumul, îl oprește. Tine ca pe un jețel. Deci în culise acolo să paște undeva pe tolacă. Deci lui spune și spune și el ia ca așa merge și ca un mercenar, așa cum își votează. Ați spus că ne veți da detalii, deci, cum șefii de partid în parlament. La un moment dat, șefii domnului Bolea au încercat o discuție cu noi. Ceva de genul, haideți că vă dăm 15 milioane, dar mai închideți ochii la ia ca toate mizerile care le facem noi. Noi am spus clar și respectat, noi nu împărțim în felul ăsta țara. Există principii, există criterii. Dacă se împart bani, trebuie să existe niște criterii. Nu poți să împarți bani publici după principiul ăsta, să faci malină, fie ăta mie, ăta tibie, ăta toți mie și tot așa mai departe. Ia ca și-au făcut ei. Deci noi am refuzat să participăm. Dar cine a propus? Șefii din PSRM, fără a intra în multe detalii. Deci este inacceptabil așa ceva. Deci pot să existe niște criterii, priorități, funcții de numărul de primării, în funcție de populație, în funcție de proiecte care sunt derulate, dar nu așa. Deci Nichifor Ciuc și Andronache, acești doi criminali, au luat 30 de milioane de lei din bugetul statului, din banii noștri. Deci ăștia nu-s banii lui Dodon sau al Ușor, ăștia-s banii publici, trebuie împărțiți în mod normal, după niște criterii clare, funcții de priorități, toți sunt oameni. Și în Găgăuzia trăiesc oameni, și în Strășeni, și în Hânceri, și în Orhei. Deci trebuie să existe Natalia, un anumit echilibru între banii ăștia. Mă întrebare, e normal să nu amendamente? Sunt votate ori nu? Nu este practica normală în Parlament, poate eu ceva nu înțeleg. Eu v-am spus în ce au constat toată chestia. Deși amendamentul meu personal, pentru că nu eram, nu știu ce să facă să vorbiți pe rând. Eu nu știu ce să mai facă să vorbiți în colegi. Spre deosebire din astra, amendamentele noastre. Pentru că tace domnul Năstase, acum ne va spune domnul Năstase. Două secunde și spune domnul Năstase. Două secunde. Ceea ce intoxică emisiunea dumneavoastră, minciunile vociferate de către mincinosul ăsta din fața mea.